O treime din femeile cu vârsta peste 50 de ani experimentează în cursul vieții o fractură favorizată de osteoporoză. Și odată ce o persoană a suferit o fractură osteoporotică, este de două ori mai expusă riscului de a face o nouă fractură în viitor, dacă nu s-a stabilit diagnosticul de osteoporoză și nu a primit tratament adecvat. Care este, din perspectiva specialistului în sănătate publică, povara osteoporozei? Este sau nu o problemă de sănătate publică pentru sistemul medical românesc? Osteoporoza e o problemă de sănătate care afectează o mare parte din populație. Cu toate acestea, ea nu este conștientizată nici de către pacienți, nici de către profesioniști. Apropo de gravitatea și dizabilitatea pe termen lung pe care poate să le producă, și din această cauză, cred că percepția, cel puțin în România, că osteoporoza e o problemă de sănătate publică, nu există încă sau nu este conștientizată de către toți factorii de decizie. Cu siguranță că există insule de specialiști care consideră că osteoporoza e o problemă de sănătate publică sau o problemă majoră de sănătate, dar de cele mai multe ori este trecută la capitolul și altele, pentru că nu se vede decât partea superficială, partea în care, da, după o anumită vârstă trebuie să te aștepți ca să existe niște probleme de sănătate cu oasele și trebuie să iei niște medicamente, dar vorbim mult mai puțin de consecințele mai serioase, și anume fracturi, dizabilitate, faptul că toate aceste lucruri ne impactează viața în mod negativ, atât a noastră cât și a celorlalți. Deci, revenind la întrebare, cred că în momentul de față ar trebui făcut mai mult pentru a conștientiza atât pacienții cât și profesioniștii și decidenții că osteoporoza este o problemă de sănătate publică. Ați studiat îndeaproape fenomenul acesta al osteoporozei. Cum arată datele din România pe indicatorii cei mai importanți? Mă refer la morbiditatea spitalizată, la repartiția fracturilor pe tip de localizări, dar și în ceea ce privește durata spitalizării. Așa cum vă spuneam mai devreme, osteoporoza o întâlnești frecvent la populația trecută de 50-60 de ani, în special la femei. Cu toate acestea, partea de consecințe, să zicem, care constă într-o fractură de fragilitate sau fractură osteoporotică, chiar dacă există, ea nu e cuantificată corect, este subdimensionată, așa că datele pe care le voi prezenta vor trebui luate cu precauție, pentru că cu siguranță ele subdimensionează povara reală, problema reală care există. Deci, până în momentul de față, din mai multe cauze, pe de o parte pentru că specialiștii din asistența medicală primară nu codifică neapărat adecvat această boală, pe de altă parte pentru că specialiștii din ambulatoriu de specialitate, fie reumatologi, endocrinologi, ortopezi, în momentul în care au de-a face cu o consecință a osteoporozei, cum ar fi fractura de fragilitate, nu o cuantifică, codificând-o corect, nici ei, și după aceea, mai departe, în spital, unde ajung fracturile de fragilitate să fie diagnosticate și tratate, nici măcar acolo ele nu sunt codificate corespunzător, face ca totalul de date pe care le avem să subdimensioneze foarte mult problema.
În ultimul an de referință pe care l-am putea prezenta, și anume în 2019, înainte de pandemie, am avut peste 40.000 de episoade de spitalizare cu fracturi cauzate de osteoporoză, dar acest număr, cum v-am spus, considerăm că este un număr subdimensionat față de realitate. Cele mai frecvente fracturi osteoporotice sunt fracturile de femur, deci fracturile membrului inferior, și ele sunt asociate de cele mai multe ori cu un tratament chirurgical, o perioadă de recuperare lungă pe un os care nu mai este neapărat la fel de funcțional ca înainte de osteoporoză, și, bineînțeles, cu diferite grade de dizabilitate. Femeile sunt mai afectate decât bărbații de fracturi osteoporotice pentru marea majoritate a localizărilor acestora. După femur, care ocupă peste 40% din totalul fracturilor osteoporotice raportate, avem fracturile de gleznă, fracturile de membru superior, antebraț, braț și umăr, și fracturile de coloană vertebrală și alte segmente într-un număr mai mic. Surprinzător aici este că dacă în datele pe care le avem la nivel internațional, după fracturile de femur, care domină și la nivel internațional modelul fracturilor osteoporotice, urmează fracturile de coloană vertebrală. În România ele, din păcate, nu sunt raportate sau codificate corect decât într-un număr foarte mic. Așa că datele pe care le avem ne arată că doar aproximativ 6% din totalul fracturilor patologice sunt fracturi de coloană vertebrală ca și consecința osteoporozei, dar știm că acest lucru este foarte mult subdimensionat. Unul din proxy-urile care ne arată că această localizare este subdimensionată este numărul mult mai mare de fracturi trecute ca și fracturi patologice sau osteoporotice, le găsim internate pe secțiile de neurochirurgie. Nu ar avea ce să caute acolo dacă ele nu ar fi fracturi osteoporotice. Deci, cam așa arată, să spunem, o poză a morbidității spitalizate. Din păcate, în datele din ambulator, nu putem să obținem o poză în România, tocmai din cauza că aceste date nu sunt raportate pe acest tip de diagnostic. În ceea ce privește osteoporoza, din datele pe care le-ați analizat, care sunt spitalele din România unde adresabilitatea este cea mai mare? Marea majoritate a spitalelor clinice și județene cu secții de ortopedie sunt în topul tratării fracturilor osteoporotice. Dacă vorbim de osteoporoză și nu neapărat de fracturi, atunci cu siguranță că vom găsi spitalele care au secții de endocrinologie, Institut Parhondomină, spitale care au secții de reumatologie importante, spitale care au secții de recuperare. Dar pentru fracturi osteoporotice, de obicei secțiile de ortopedie ale spitalelor mari, în București, Floreasca, Spitalul Universitar, spitalele, celelalte două spitale de urgență, Bagdasar Arseni și Pantelimon, prin secțiile de ortopedie sunt în top, dar și alte spitale, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara, din Craiova, centrele universitare mari, în general, adună, să spunem, cazurile de fracturi osteoporotice, după care vin spitalele care au și secții de neurochirurgie importante. Aici situația e un pic mai, să spunem, mai strânsă, pentru că nu există neapărat secții importante de neurochirurgie la fel de mult cum sunt și secțiile de ortopedie, și în aceste condiții observăm că
să spunem, modalitatea de acordare a tratamentului, inclusiv din punct de vedere al distanței pe care o parcurge un pacient pentru o asemenea problemă, devine mult mai mare. Dacă pentru ortopedie avem o distanță medie de 20-30 de kilometri, pacientul de obicei tratându-se în județul în care locuiește, pentru fracturile osteoporotice care ajung la neurochirurgie, de obicei distanța medie trece de 50 de kilometri, pentru că ar trebui să meargă, să spunem, într-un spital de nivel superior care există la nivelul regiunii respective. Ori atunci când ai și fractură, e cu atât mai complicat să te deplasezi. Plus transportul, indiferent cum e asigurat. Deci aici intervin, să spunem, niște costuri suplimentare atât pentru pacient cât și pentru sistemul de sănătate.